Acum reprezentanții Gărții de Mediu Dâmbovița promit că situația se va rezolva. Proprietarul terenului a fost deja somat să își curețe terenul de deșeuri. În plus, autoritățile sunt somate să construiască un depozit unde să ajungă toate resturile din construcții. După ce MDI TV a prezentat cum malurile râului Ialomița sunt sufocate de gunoaie, iar la podul Teiș a apărut un depozit improvizat al resturilor din construcții, conducerea Gărzii de Mediu Dâmbovița și-a trimis comisarii în control. În urma verificărilor au fost dispuse mai multe măsuri. Până pe 24 ianuarie vor fi identificați toți proprietarii terenurilor pe care au apărut depozitele necontrolate de deșeuri. Aceștia vor fi somați să-și salubrizeze terenurile. În plus, vor fi identificate toate firmele târgoviștene din domeniul construcțiilor și vor fi somate să nu mai depoziteze deșeurile din demolări în afara spațiilor amenajate. În zonă și-au făcut apariția și angajații de la Salubritate, care au început să adune gunoaiele. Vestea bună este că autoritățile târgoviștene au luat în sfârșit decizia de a amenaja un spațiu pentru materialele rămase în urma lucrărilor de construcții, spațiu care se va autoriza în acest sens. De aici, deșeurile, după o pregătire prealabilă, vor putea fi refolosite în diverse lucrări de construcție. Rămâne de văzut acum dacă toate aceste măsuri vor fi și îndeplinite și dacă, în sfârșit, situația va fi rezolvată.